Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. E bine, este mijlocul verii, iar eu am răcit, pentru că, de ce nu? Așa că astăzi m-am decis să facem noi așa un Q&A, pentru că n-am mai făcut nici de mult și nu prea sunt în stare să fac alt tip de videoclip. Avem aici vreo 500 de întrebări puse pe Facebook, am pus un status acum vreo 2 zile sau ceva și o să răspundem la întrebări, văd, am răcit rău de tot. Prima întrebare, ce faci vara asta? Pe finalul lui iulie așa o să mă duc în Cipru, unde o să facem niște vloguri super, super, super tari, pe care de-abia aștept să le fac. După ce mă întorc din Cipru o să mergem la Arad, la fan meeting. După fan meeting o să mă duc într-o tabără și după habar n-am, nu știu, o să văd. Dar de-abia aștept să merg în Cipru ca să fac pentru voi niște vloguri super, super, super tari. O să faci o serie cu abonații. Am făcut odată un live cu GTA 5 cu abonații, care a fost cam fail, că nu prea intra lumea. Dar poate o să mai facem pe viitor, cine știe. Ai fumat vreodată? Bă, cred că cu siguranță foarte mulți copii au încercat. Da, am încercat și eu, nu mi se pare, cine știe ce chestie, da. Nu fumați, e nașpa. Ai crezut că o să iei note așa mari la evaluare? Bă, sincer, nu. Pentru cei ce nu știu, am luat 10 la mate și 9,60 la română. Nu mă așteptam, dar subiectele au fost foarte ușoare. Adică eu în alea 2 săptămâni de vacanță, înainte de examen, cred că am făcut 5 sau 6 teste la mate și un test 2 la română. Nu m-am pregătit foarte mult, pur și simplu m-am relaxat pentru că știam că știu și o să iau o notă destul de mare. Nu mă așteptam să iau notele astea, dar a fost destul de ok. Zice cineva aici să vă povestesc eu o întâmplare de când eram eu mic. Bă, chestia asta nu v-am povestit-o, dar vă povestesc acum. Nu e cine știe ce întâmplare, dar e destul de ok. De fapt, stai ca mai multe, nu știu pe care să vă povestesc. Hai că vă povestesc atunci când mi-a spart capul. Eram mic, aveam cred că 5 ani sau ceva de genul. Și taică mi-a uitat la televizor în sufragerie. Și mama spăla pe jos cu ceva mop șmecher, aveam noi un mop de la cu aburg, ceva complicat. Și trebuia să se usuce pe jos, știi că avem gresie pe hol. M-a rugat tata să-i aduc un castron în bucătărie. M-am dus așa frumos, i-am luat un castron și când m-am întors, pur și simplu am alunecat pe gresia aia. Și aveam un calorifer pe hol, de la vechi, știi, nu cum sunt astea noi, gen, uitați, astea sunt caloriferele noi și aveam un de-asta vechi, știi? Și gen am alunecat și pur și simplu am venit cu capul cu partea asta de aici, am și semn la păr. Stai, nu știu dacă se vede. Nu știu dacă vedeți, dar aici am o dungă, teoretic ar trebui să am o dungă așa, nu știu cât de bine se vede. Am venit cu partea aia capului de calorifer și mi-a spart capul. Norocul meu a fost că am aruncat castronul ăla, că dacă cădeam pe el putea să mă rănesc și mai tare, poate se spărgea și da. Și mi-am luxat degetul. Parcă degetul ăsta căzusem pe el și gen s-a umflat foarte tare, dar restul a fost ok. Și cum îi zice, și-am aruncat caloriferul. Da, m-a rănit, el m-a rănit, știi? Pac, l-am aruncat, nu mai avem caloriferul pe acolo acum. Și da, cam asta e o poveste de-a mea când eram mic. Te-ai enervat vreodată pe un abonat? Zilele astea, gen săptămâna trecută, eram la bazin, că eu fac not, gen, știi? Și m-au recunoscut câțiva copii, bă, și am început să strige, frate, în timp ce eu notam, știi? Am început să strige, Gabi, Gabi, bă, frate, pe bune, e lame. Dacă vreți să facem o poză și așa, măcar așteptați să ieși din bazin sau ceva. Nu strigați așa, că e urât, frate, sincer. Sau pe stradă, când mă vede cineva, Gabi! E foarte urât, frate, să strigi după persoane așa, serios. Crezi că YouTube-ul românesc s-a schimbat în bine sau în rău? Bă, faza e că în lunile trecute au apărut o groază de YouTuber noi care au crescut pe Clash Royale și au făcut într-o lună 100.000 de abonați așa, deci nici nu i-ai văzut și au ajuns sus. Ceea ce mi se pare și un lucru bun și un lucru rău. Faza e că acum, fiind atâția YouTuber, totul circulă foarte repede, știi? Și dacă tu nu faci YouTube cum am oprit eu, pentru că nu prea am postat în ultimele zile, stagnezi pur și simplu și nu o să mai vizualizări, nu mai ai nimic. Trebuie să postezi de 2, de 3 ori, de 10 ori pe zi dacă vrei să ai vizualizări și nu e sus undeva, gen, știi? Care a fost prima cameră? Wow, ce... Prima cameră a fost un telefon LG foarte, foarte vechi, care n-avea Wi-Fi, avea doar 4G. Gen... Nu 4G, 3G. Gen, nu puteam să prind Wi-Fi, mergea netul doar de pe cartelă.
și făceam videoclipuri cu el în 2012, care nu sunt pe canalul ăsta, sunt pe alt canal, cu ceva Transformers de la Mac. Foarte, foarte nașpa clipurile. Și în engleză. Foarte, foarte nașpa. Da, aia a fost prima mea cameră, se vedea ca dracu. Da, na. A, și mai făceam videouri cu Beyblade-uri pe atunci. Da, viață. De ce nu faci turul camerei? Pentru că e foarte multă dezordine la mine în cameră și sunt un om foarte leneș. Ce ți-a părut cel mai rău când ai avut accidentul ăla cu bicicleta? Că mi-am zgâriat un pic bicicleta nouă, atât. Bun, și astea au fost întrebările pe data aceasta. Știu că au fost poate chiar puține, dar unele chiar au fost super irrelevante și n-avea rost să le pun. Sper că v-a plăcut episodul, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel ton de like, iar ne vom vedea data viitoare. Pa!